Edil Ulemil Moț a votat în această dimineață la ora 10:30 la una dintre secțiile de votare de la școala gimnazială Constantin Brâncoveanu. Primarul a venit la urne împreună cu soția sa, iar după ce amândoi și-au exprimat opțiunea de vot, Emil Moț a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Sunt cu soția mea lângă mine. Astea sunt gândurile. Mai am și doi copii frumoși acasă. Ăsta este gândul. Și aș vrea ca și copiii mei să aibă la rândul lor copii. Emil Moț a explicat că ambele referendumuri sunt importante și a îndemnat pe oameni să-și exprime și ei opțiunea. Sunt două referendumuri importante din punctul dumneavoastră de vedere? Păi foarte importante, normal că sunt foarte importante. Pe de o parte cel al județului Olt, pentru că de luni vom avea sau nu o altă denumire, Olt Romanaț sau decât Olt, foarte important pentru noi cei din județul Olt, iar cealaltă este fundamentală. Adică familia este temelia oricărei societăți.